Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să ne întoarcem la poporul evreu, oprindu-ne la lecția a patra, ispitele pustiei. Foștii robi deveniseră liberi, independenți, Marea Roșie și egiptenii rămăseseră în urmă, în fața lor stătea pustia, o pustie imprevizibilă, ei nu și-au dat seama ce îi așteaptă și spre finalul pustiei, în Deuteronom capitolul 1, este definită pustia ca fiind mare și grozavă. În 1 cu 19 scrie: am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Dar dacă pustia a putut fi caracterizată de stările acestea, era interminabil datorită returilor care apăreau pe traseul lor și era grozavă prin configurația ei, prin cele ce le-au întâmpinat pe parcursul ei, prin moartea care îi păștea la orice pas. Totuși, citim în Deuteronom capitolul 4, Dumnezeu care i-a scos și i-a purtat prin pustie era superior în putere condițiilor și stărilor de acolo. Citim în 4:34, a fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, cum au fost ei extrași din țara Egiptului, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri. Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El, slăvit să fie în veci. O pustie mare, dar un Dumnezeu și mai mare. O pustie grozavă, dar un Dumnezeu atotputernic. La fel este și orizontul în fața celui care pășește prin lumea aceasta, cu intenția sinceră de a ajunge în Canaanul Ceresc. Spunea Domnul Iisus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, dar le spunea El, îndrăsniți că biruința îi aparține și ne-o atribuie și nouă, dat fiind unitatea noastră cu El. În pustie au fost frecvente ispitele, au fost felurite. Știți traseul ispitei? Satan este numit ispititorul. El vine la om, începând cu Eva, și nu le arăta nici pe Domnul Iisus Hristos, ispitește fie indivizi separați, fie colectivități de oameni. Iar scopul lui este ca acei oameni, ca rezultat scontat al ispitei, să păcătuiască și ei la rândul lor să ispitească pe Dumnezeu. Și asta s-a produs în pustie, în repetate rânduri. Că dacă ispita ar veni doar până la noi și noi am stopa-o ieșind biruitori, nu s-ar mai extinde la Dumnezeu. Dar când păcătuim, în mod special orice păcat este îndreptat împotriva lui Dumnezeu, ispita își continuă cursul ei vrut de diavolul. În Psalmul 78 scrie de la versetul 40, de câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat ei în pustietate, dar n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu. Ispite nenumărate și să întărâte pe Sfântul lui Israel, nu și-au adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaș, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Țoan. Și amintiți-vă de ce spune Pavel în 1 Corinteni 10, că ispitele de atunci sunt ispitele de astăzi și istoria lor ne-a rămas să fie o învățătură pentru noi și un mod de a ne putea împotrivi, decăderea lor să fie un ajutor pentru viața noastră. Este ca și cum a fost un examen la școală, să admitem într-o sesiune, și apoi sunt publicate testele de la examen. Și la următorul examen se dau aceleași teste. Nu știm exact ordinea întrebărilor. Dar în urmă, noi cunoscând rezultatele,
putem să ne învățăm, să fim cu lecția învățată, ca să nu mai repetăm greșelile înaintașilor noștri. Și spune în Corinteni 10, versul 5, totuși cei mai mulți dintre ei, măcar că, așa cum se spunea în versetele de mai sus, au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, au avut parte de aceleași haruri, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor. 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și vom vedea modalitățile acestea lui Dumnezeu de a ieși din ispită, de a fi biruitori asupra ei. Ne vom opri în această seară mai întâi la două ispite pe care le-am numit ispitele comuniunii. Când Adam era singur în rai, a zis Dumnezeu că nu-i bine să fie singur. Dar nu știu cum se face că singur nu-i bine și mai mulți rău. Că dintr-o colectivitate, fie ea și numai doi, fie și numai 4-5 într-o familie, ies ispite. Unde grămada e și mai mare, problema este pe măsură. Și din conviețuirea aceasta apar probleme. Și prima ispită a comuniunii, pe care o amintesc, neînțelegerile. În Exod 24:19, când Moise a fost chemat de Dumnezeu sus pe munte, împreună cu Iosua, el a zis bătrânilor, 24:14, așteptați-ne aici, până ne vom întoarce la voi. Aron și Hur vor rămânea cu voi, dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei. Apar neînțelegeri din diverse pricini. Nu este ușor să sincronizezi o masă atât de mare de oameni. Se face să funcționeze coerent, să funcționeze în armonie, și știți câte neînțelegeri erau? Dați în urmă la Exod 18. Era o muncă imens. 18:13. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul. Și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Versetul 20. Îl învață socrul său Ietru. Învață-i legile și poruncile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să fac. Apar foarte multe probleme, chiar și astăzi între noi, pentru că noi vrem să privim aplicativ. Poate la nivel de familie consideră unul că celălalt trebuia să facă altceva sau să facă altfel. La nivel de biserică, câte opinii nu sunt, vorba noastră românească, câte capete, atâtea păreri. Și după ce i-a organizat, zice de la versetul 25, Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, peste 50, peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul. Aduceau înaintea lui Moise pricinile grele. Deci neînțelegerile apar și de la probleme banale, motive puierile, subțiri, și uneori temiri, ce constituie un punct de dispută pentru unii. Fie verbală, alții se ceartă în scris, alții apelează la instituția judecătorească. De-abia unele sunt pricini serioase care ar necesita o dezbatere, care ar cere implicarea unui arbitru ca să rezolve problema. Nu toate necesită, nu toate merită, dar neînțelegerile au apărut și ele apar. Pe lângă neînțelegerile cauzate de diferite pricini, pot să apară pricini la bucătărie, nu neapărat trebuie să fie două bucătărese, sau la servici, câte pricini nu apar, sau la nivelul colectivității aici, dar apar neînțelegeri și fără pricină, când nu înțelege unul pe celălalt. Unul gândește că celălalt a vrut să spună ce el gândește, când de fapt partenerul lui a gândit altceva. Și este neînțelegere pentru că n-a înțeles ce gândește celălalt. Sau, cum este vorba noastră românească,
cu mai multe înțelesuri. Și atunci nu înțelege ce a spus celălalt cu care vorbea. Adică neînțelegere fără pricină, neînțelegere din neînțelegere. Și uneori, astea sunt chestii care nici nu merită reținute. Iar altele, dacă chiar n-ai înțeles, în a nu fi vreo neînțelegere, e bine să mai reiei odată, să rost să se mai exprime odată, ca să nu intervină înțelegerile acestea. Neînțelegerile, pentru că de la neînțelegeri se nasc multe păcate. Intervin problemele, se amplifică. De exemplu, în Exod 21 apar reglementări pentru un soi de neînțelegeri, 21:18. Dacă se vor certa doi oameni și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea la pat. Și din neînțelegeri se poate ajunge la crimă sau la spital, să zicem. Cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula și se va plimba afară sprijinit pe un toiac, numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului și să-l îngrijească până la vindecare. Acum socotiți în urmă dacă ați avut vreo neînțelegere cu cineva. N-a murit, sperăm. Unii de la o neînțelegere mor spiritual și-s pierduți. Alții, numai că nu pot să lucreze, chiar și spiritual. Și-l întreb, frate, ești bun pentru lucrare? Nu, că a avut o neînțelegere și l-a lovit celălalt cu un pumn de vorbe. Și de-abia se poate plimba sprijinindu-se pe un toiag. Singur nu mai poate umbla. Acum trebuie îngrijit până la vindecare și plătitui zilele respective. De unde? De ce se ceartă oameni? De ce se lovesc copiii între ei? De la neînțelegere. Nu se înțeleg de la un pix. Știu eu, stiloul nu ia scrie mai bine. Și apare o neînțelegere. Un alt caz, Levitic 24, apar neînțelegeri între noi și cei de afară, poate. Levitic 24:10. Fiul unei femei izraelite și a unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat izraelit. Fiul femeii izraelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. La neînțelegeri apar vorbele ca ploaia și mai apar și trăsnete. Și uneori apare zăpadă, apoi îngheață tot. Versul 12. L-au aruncat în temniță până va spune Moise ce va porunci Domnul. Și a venit pedeapsa capitală pentru el. De la o neînțelegere, de la niște înjurături, a ajuns să hulească numele lui Dumnezeu. Când sunt neînțelegeri, întotdeauna să știți că este o ispită acolo. Sesizați mai întâi ispita, reperați, localizați diavolul, duhul respectiv. Și nu încercați repede să rezolvați problema. Cum putem să avem biruința asupra acestor ispite ale pustiei? Imaginați-vă acolo la ei, cum se aranjau, cum trebuia să-și desfășoare slujbele. Bănuiesc că și la judecată stăteau la rând și veneau cu o rând de neînțelegeri de acasă și mai anexau una în coadă, pe drum. Câte nu apar? Două metode de a avea biruința asupra neînțelegerilor. Prima, judecata dreaptă, dar asta numai unde este o pricină. Unde nu e o pricină, ce să judeci? Ne apucăm să cântărim acum pene de găină? Nu, cântărim ceva ce e mai greu. Ce nu are rost. Spune în Deuteronom 1:16, am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri. Să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor în judecățile voastre. Să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare. Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e cel ce face dreptate. Și când veți găsi o pricină grea, care este peste măsurile noastre, aparatele noastre de măsurat, să o aduceți înaintea mea, sau noi înaintea Domnului, ca să o aud. Așa v-am poruncit în vremea aceea tot ce aveați de făcut. Și Pavel spune în 1 Corinteni 6, pentru problemele care apar între noi, 1 Corinteni 6:1. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, eu nu știu dacă neînțelegerea parvenea de la ceva probleme economice care le aveau cei din Corint, dar mi se pare că multe probleme apăreau de la situațiile din biserică.
Știți, unul spunea lui Pavel, altul Apollo, nu se înțelegeau cu privire la anumite părți ale Scripturii, polemici. Îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi care sunteți nevredni să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate, în general, lucruri mărunte. 4. Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, lucruri pământești, materiale, voi pune judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Ori surorile aveau mai puține probleme. Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor? De ce cred că a noastră trebuie să le rezolvăm între noi? Lumea are principiile ei de echitate, de dreptate. Noi avem ale noastre și acum vreau să privim la principiile noastre. 2. Îngăduința și iertarea. Mai supreme ca astea, nu știu, scrie aici versetul următor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Și acum descris la Coloseni 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Am ajuns la o concluzie în ultima vreme. Dumnezeu ne-a creat atât de divers. Și dacă nu accepți că alții sunt altfel decât tine, nu mă refer la păcate, dar așa, la probleme materiale, chiar și la tipul temperamental. Dacă nu accepți că nu sunt toți pe matrița ta făcuți, că dacă nici tu cu nevastă ta n-ai făcut toți copiii să fie pe o formă, și știi că așa lui Dumnezeu sunt de toate culorile, negri n-are, dar vreau să spun divers. Și dacă nu ne îngăduim unii pe alții, de exemplu, un om care este rapid, este o problemă când are de-a face cu unul care e moale. Un om care este așa mai îngăduit, el când are de-a face cu unul rapid, zici că este luat tot cu forță, zici că se dă cu bățul pe el. Dar să se îngăduie, să se accepte, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină, deci chiar dacă constituie anume o problemă, să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Mi-am dus uneva cu un frate și se analiza o neînțelegere dintre doi frați. Inițial mi-a venit un gând să îl fac pe fratele respectiv să înțeleagă, de fapt, celălalt nu este vinovat. Dar după aceea mi-am dat seama că n-am cum să-l fac să înțeleagă. Că dacă înțelegea, el înțelegea până atunci. Și mi-a venit propunerea să-i spun, trebuie să-l ierți. Deci există ceva. Dumneata, ai o pricină. Poate eu cu ochii mei nu vedeam, dar prin a lui așa se vedea. Să-l ierți poți? Trebuie să ne iertăm. Da, trebuie. Deci ne acceptăm, ne îngăduim și dacă chiar trece peste îngăduința noastră și pe mine m-ar irita asta și mi-ar provoca un război interior, atunci ne iertăm. Și continuă, versetul 14, iertarea pe măsura lui Hristos, spune aici, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Doamne, dă-ne iubire! Căci neînțelegerea e un păcat care apare într-o comunitate, într-o colectivitate. Și dragostea e legătura. Și când apare dragostea, așa îi ține. Poate apar probleme într-o familie, dar dacă ei se iubesc, apar probleme în sânul unui națiuni sau unui etnii. Dar totuși ceva îi leagă și îi reunește din nou. Și dragostea lui Hristos trebuie să facă din noi una. Până vom ajunge toți la unirea credinței, neînțelegerile fie aplanată de înțelepciunea divină și de dragostea sfântă. Amin. O a doua ispită, răzvrătirea. Deuteronom 9, versetul 24. Zice Moise, după 40 de ani, cum spune noi după ani de zile, îmi cunosc eu omul sau vă cunosc eu pe voi. Și a zis aici, v-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. Ce este de fapt răzvrătirea? Neacceptarea autorității. Ei în mod special se răzvrăteau împotriva lui Moise și Aron. Și când copiii sunt supărați, împotriva cui se răzvrătesc? Împotriva părinților. Și când cei din adunare supărați, împotriva conducerii adunării. Și când oamenii în popor se răzvrătesc, împotriva conducerii. În Exod 32, scrie de la versetul 25, Moise a coborât de pe munte, a văzut că poporul era fără frâu, căci Aronul făcuse să fie fără frâu
poporul, oamenii în general, ori vor să fie fără frâu de capul lor, ori dacă nu se răzvrătesc. Dacă îi lași pe copii în voie, se răzvrătesc împotriva autorității? Nu, că le dai lor autoritate. Fii gata cu răzvrătirea. Dar în poporul sfânt nu se poate asta. Așa, mai fac unii, dacă îi pui să îi îngrijească de copii sau i-ai lăsat să grijească, știu eu, într-o sală de clasă, dar pe tine nu te interesează acolo nici autoritatea, nici bunul mers al lucrării, nici să facă lecția și îi lași. Stai numai așa între ei, cât să nu spargă capetele. Nu o să se răzvătească împotriva ta, o să spună elevii, ce profesor bun avem. Că ei sunt fără frâu și lasă să fac ce vor. Totuși nu este răzvrătire, dar este tot o formă de răzvrătire. Dar în numer 16 apare o răzvrătire concretă, cazul Core Datan Abiran, de la versetul 1. Sunt nominalizați aceștia, versetul 2, s-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Ei au motivat, citesc de la versetul 12, nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și stăpânești peste noi. Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii oamenilor? Nu ne suim. Tendința aceasta de democratizare excesivă. Ei au mers cu ideea unei democrații prospere. De ce să fiți voi mai sus ca alții? Și la nivel de familie, se manifestă o răzvrătire împotriva autorității. Pe fondul emancipării și pe fondul unei egalități și a unei libertăți totale. De ce să se mai subordoneze soția? De ce să mai asculte copiii? La nivelul bisericilor? Uitați-vă la nivelul societății. Știu eu ce grup de păcătoși satanici se răzvrătesc. Cum? Avem drepturile noastre. Și răzvrătirea aceasta este, de fapt, păcatul diavolului. Asta a făcut el în cer. N-a acceptat autoritatea divină. S-a răzvrătit. Asistăm în curentul acestea New Age la o dorință a fiecărui individ de divinizare. Fiecare socotește că el este Dumnezeu, că și cuvântul lui are autoritate. O creștere excesivă a manifestărilor eului uman. Păcatele acestea, uitați-vă cât sunt de frecvente în pustie și cât sunt de frecvente astăzi. Dați în urmă în 14 cu 1, cu 2. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise. O probă de memorie. Eu sunt venit de 5 ani la Arad. Nu ridicați mâna. Este vreunul care niciodată să zic n-a comentat împotriva mea? Nu public. În sinea lui. Asta nu ca să vă măsura simpatia față de unii sau alții, ci ca să vedeți totuși răzvrătirea. Cât de frecventă poate să fie? Care soție nu și-a zis măcar o dată sau de mai multe ori? Dacă e numai o dată, aveți soții fericite. Sunteți soți fericiți. Dar de ce să fac cum zice el? Acum, adică de ce să mă supun la nesfârșit? Toți au cârtit și tot adunar le-a zis, de ce n-am fi murit noi în țara Egiptului, de ce n-am fi murit în pustia aceasta? Sau în 16 cu 41. După ce au fost pedepsiți răzvrătiții, a doua zi, toată adunarea copiilor Israel au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Deci, nu este o problemă de moment, ci este o ispită care vine astăzi și vine și mâine. Să te răzvrătești. Ca să nu mai vorbim de răzvrătirea la alte nivele, în domeniul social sau în domeniul economic, la servici, sau pentru copii, la școală. Când poate trântește cu caietele în geantă sau în bancă și se răzvrătește împotriva profesorului care spune stai jos și el stă jos că nu-i dă o notă mai de jos, nu că neapărat acceptă autoritatea lui. O altă formă a răzvrătirii, puțin mai lejeră, dar tot răzvrătire este, dezorganizare. Se spune uneori, stați fraților mai în partea asta adunării. Nu execut. Sau se spune uneori la copii, auziți, stați aici liniștiți până venim noi. Hai să admitem, pe copiii mei acceptăm că se mișcă într-o parte sau alta. Dezordinea.
Neîncadrarea în program este tot o formă de răzvrătire. În Numeri, capitolul 2, citim despre felul în care ei trebuia să stea aranjați, 2 cu 2. Copiii Israel au să tăbărească fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui, să tăbărească în fața și în împrejurul cortului întâlnirii. Și erau repartizați 3 seminții în fiecare punct cardinal, cu ordine totul. Credeți că pentru ei înscrierea în această disciplină a fost atât de ușoară? Uneori au tras la sorți. Cine se suie întâi? Știți, și în ce privește preoții și cântăreții la templu, se trage la sorți. De ce uneori doar sortul pune capăt neînțelegerilor? Atunci se îmbină răzvrătirea cu neînțelegerile. Fac joncțiune una cu cealaltă. Biruința împotriva acestor ispite, deschideți la Exod 32, că la fiecare ispită vrem să privim cum putem să o biruim, să accepți autoritatea și din partea autorității să o exercite. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Să ne așteptăm ca să fim ascultați într-o totul în mod pașnic. Uneori trebuie să luate anumite măsuri ca să fie exercitată autoritatea. Moise a zis, merge și străbate stabara de la o poartă la alta și fiecare să omoară pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Cum se poate scăpa de răzvrătire? Făcând disciplină în familia noastră și disciplina aceasta să plece de la organizare, să plece de la programare, să plece de la ordine, la executarea poruncilor mai mici sau mai mari. Așa putem să scăpăm de răzvrătire în a ne educa. Și vom deveni docili înaintea lui Dumnezeu, că oricum Dumnezeu ne aduce aici, numai că suntem uneori ca și copiii care îi spui, vină încoace, ridică-te. Și nu se ridică, trebuie să-l ridici așa cu mâna și să-l porți și tot te duci unde vrei. Dar unii merg numai de silă. Păstorul normal merge înainte și oile după el. Dar uneori se face apel la alte mijloace de corijare ca să ne înscriem în ordinea aceasta. Și spune de la versetul 29, predați vase slujba Domnului chiar cu jertfa fiului și fratele vostru pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Oamenii, dacă sunt lăsați de capul lor, precum într-o grădină sau într-o livadă, dacă îi lăsați să crească fiecare cum vor, cresc și buruie, cresc într-o parte, nu se îndreaptă, și trebuie disciplinați. Vă spuneam eu cândva, vă repet, că au fost culeși din jungla amazoniană vreo 40 de copii. Nu știau să vorbească articulat, aveau numai un limbaj al lor gutural. Nu aveau niciun fel de educație și au fost introduși într-o cameră mare și de fiecare dată le se dădeau 40 de fructe mango. Care erau mai robuști, puneau mâna pe două, trei. Care era mai plăpând, rămânea flământ. Și un îngrijitor cu bățul între ei. Le spunea pe limba care trebuiau să o învețe, la care lua mai multe, una, la care nu luase niciuna, i-o dădea și spunea una. Spus că după vreo săptămână, două, fiecare o lua pe a lui și învățase și să zică una. Exercitând autoritatea. De asemenea, este nevoie să autentifice Dumnezeu formele de autoritate. Eu cred că autentificarea este dată prin Biblie, în primul rând. Și copiii de acolo trebuie să știe și noi toți să ne supunem. Biblia spune, cine se răzvrătește împotriva voastră, se răzvrătește împotriva ordinii pe care a dat-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să dovedească autoritatea și intervenind. Și a făcut-o, în cazul din Numeri 16, Moise nu mai avea cum să se justifice. Și a trebuit să intervină Dumnezeu, pentru că răzvrătirea nu se îndreaptă doar împotriva conducătorilor locali. Dacă oamenii are treabă cu prefectul, se va sesiza guvernul din oficiu, că prefectul e omul guvernului. Și atunci Dumnezeu, a cărui autoritate este afectată, trebuie să intervină. 16 cu versetul 5, a vorbit Moise lui Coreș la ceata lui și a zis, mâine Domnul va arăta cine este a lui și cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el. Va lăsa să se apropie de el pe acela pe care îl va alege. Și cunoașteți derularea evenimentului. Ei au spus, nu doar voi aveți dreptul la slujbă, și noi.
Și mi-a zis, bun, luați-vă cădelniță, faceți pe preoți. Și au murit cu cădelnițele în mână. Unii au spus, noi ne ascultăm de voi, haideți la adunare, nu noi stăm acasă. Și Dumnezeu a făcut să despice pământul și să fie înghițiți. Și a dovedit autoritatea, versetul 11. Moise zice, de aceea te adun tu și toată ceata ta împotriva Domnului. Dar ei n-au zis că împotriva Domnului se răzvrătesc. Căci cine este Aaron ca să cârtiți împotriva lui? De aceea, ori de câte ori nu te supui unei autorități, de fapt, nu te supui în fața lui Dumnezeu. Și el va fi nevoit uneori, dacă acea autoritate nu-și mai poate apăra locul, și când anarhia este gata să se arate, Dumnezeu intervine. Știți când Nebucadnețar, când Irod, ca și vârfuri ale omenirii din vremea lor, au crezut că sunt Dumnezeu, cine e ca ei? Dumnezeu le-a arătat că e deasupra. Și uneori intervine în biserică și dovedește că El este capul bisericii și conducătorul suprem. Apoi versetul, din toate pagina din capitolul 17, de la versetul 2. Vorbește copilul lui Israel și se ia de la ei un toiag. Și știți, a închis peste noapte toate toiegele, 12 toiege, și pe dimineața toiagul lui Aaron înfrunzise, înflorise și avea deja copsese migdale. Vedeți, în sistemul nostru democratic, de ce vă spuneam că democrația aceasta a prosperității? Uitați-vă în lumea politică, pe care îi punem, care credem noi că o să ne fie mai bine cu ei. Și cum nu este bine, ne răzvrătim și punem pe alții. Ei, în lumea spirituală sau în familie, că astea sunt instituțiile de care noi ne ocupăm, nu ne este dată lumea în grijă. Să facem republici sau monarhii, asta nu e treaba noastră. Nu putem să schimbăm autoritatea, nu-ți place bărbatul, nu crezi că ar trebui să te mai supui lui, nu te mai supui. Nu-ți mai place de conducerea unei biserici, nu o mai faci. Nu putem noi să schimbăm decât atunci când schimbă Dumnezeu, dar pe cei pe care i-am ales noi, noi dăm jos. Deci așa este în democrația aceasta bisericească care s-a instalat și despre care Pavel spunea că își vor da învățători după poftele lor. Când nu se ține cont de o corelare acestor ierarhizări cu Dumnezeu. Știți ce spunea David despre Saul? Mă ferească Domnul să pune o mână pe unsul Domnului. Și tot referitor la autoritate, Dumnezeu, când Moise n-a mai putut să le ducă sarcinile, am ales încă 70 de bărbați și din Duhul lui a pus peste ei. De aceea, socotiți prin autoritate nu doar unul, un vârf anume, sau doi sau cinci, știu eu. Respectați toată autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Răzvrătirea, repet, este păcatul diavolului, de care Domnul să ne păzească. Amin. Cea de-a treia și ultima ispită pentru această seară, ispita uzurii. Adică, gherilele diavolului, le-am zis. În numărul 21, asta nu se referă la o anume ispită, ci la acele ispite care vin astăzi, vin mâine, și peste 5 ani sunt la fel de actuale. Sunt, de exemplu, lucruri plăpând, e o floare. Dai cu cuțitul în ea, s-a dus petala. Dar dă într-un fier cu cuțitul. Nici nu se simte. Dar dă de 500 de ori cu cuțitul acolo. O frânghie de ață, frecată peste un fier, în an de zile îl gata. Și sunt aspectele acestea de uzură. Numer 21, de la versetul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, iar înapoi, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Mi-amintesc, într-o iarnă îmi tăia un frate lemne cu drujba. Tăia 5 minute, iar se străca drujba. Avea o calmitate extraordinară. Și era unul firesc acolo. Și când a văzut, zice, ia toporul, dă pe ea și alți bani. Și sunt oameni care, la prima ispită, mă repara în liniște, pe a doua, cu puțin stres. Dar când se repetă a zecea, e în stare să renunțe la tot. Și iară se merge înapoi spre Marea Roșie, dar nu de 40 de ani de acolo venim. Și astea uneori în biserică, când se repetă, și în familie când nu se mai gata, distrug foarte mulți oameni. Războiul acesta de gherilă, un război din ăsta simplu, fir și mondial, se termină în câțiva ani. Dar sunt specializările astea care se ascunde și nu mai lovește și iară se retrage și iar lovește. Și nu mai termin cu ei.
poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. După un drum lung, te epuizezi. Și-au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Nu spune Biblia că în primii 2-3 ani s-au săturat de mană, ci după 40 de ani un singur fel de mâncare și tot acela. Că poate uneori a patra zi după sărbători cu mâncare bună zici, dar acum mai fă altceva. Și 40 de ani cu aceeași mâncare. Și sunt astfel de nevoi și ispite frecvente. 11:6 tot nume. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. N-au spus că nu-i bună deloc. N-au spus că din capăt nu le-a plăcut. N-au spus, ne-am săturat. Tot asta și numai asta. Și acum dați la capitolul 20, tot din numeri. 20:14. De la Cades, Moise a trebuit de Jesola împăratul Edomului. Ca să-i spună, așa vorbește fratele tău Israel, tu știi toate suferințele prin care am trecut. Părinții noștri s-au pogorât în Egipt și descrie în scurt istoria. Versul 17. Lasă-ne să trecem prin țara ta. Nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, nici nu vom bea apă. Și îți plătim. Pentru 19. Vom merge pe drumul cel mare și dacă vom bea apă, eu și turmele mele îți vom plăti prețul. Nu-și cer altceva decât să trec cu piciorul. El a răspuns, să nu cumva să treci. Și Domnul a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. Parcă sătul de atâta așteptare îl roagă un lucru pe bani. Și Domnul nu vrea să accepte. Și acum uitați-vă tot aici, mai recitim o dată versul 4. După ce nu i-au lăsat ăsta, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Ce-or fi zis? Or mers o bucată de vreme, uite, trebuie să mergem pe lângă. Dar nu atâta i-am rugat și le plăteam și nu ne lasă. Nu ne-am săturat noi de ocolit. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. A fost epuizant. Și ca să vedeți cât este de gravă uzura aceasta, uneori prin familie întâlnim stări când spun unii, frate, am răbdat 10 ani, nu mai pot. Alții se duc mai mult. Dar uneori ajung la limita puterilor. Ispita nu este peste puteri, dar nu este ușor ori o asemenea ispită. În capitolul 20, uitați-vă ce titlul este acolo. Moartea Mariei, apele de la Meriba, pedepsirea lui Moise. Ce a greșit Moise? Știți că tot la ispitele astea de uzură a cedat și Moise? Moise nu s-a temut la prima lovire a Mării Roșii, la prima stâncă, la Refidim. Nu. Dar toată ziua aceeași poveste. Ăștia vin și reclamă că n-au apă și eu trebuie să mă duc și scrie de la versetul 10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise, ascultați răzvrătiților, cum ziceam de dincolo, de când vă știu numai asta faceți. Vom putea noi să scoatem apă din stânca aceasta? Apoi a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Că uneori o facem, numai o facem comentând. O facem, mai nu o facem cu bucurie. Și taxabilă. Versetul 12, atunci Domnul lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine, nu voi veți duce adunarea aceasta. Eu am zis cândva, vedeți cum surorile tot au copii sau cum pentru un lucrător sunt foarte multe probleme. Am zis că vreau să întâlnesc femeia care niciodată n-a zis că se oprește și nu mai face copii și lucrătorul care a zis, care niciodată n-a zis că nu-și dă, că își dă demisia. Cu care stai de vorba îndeaproape, a avut un moment în care a zis, cum a zis Moise, Doamne, ori vii cu mine, ori pe ăștia, unde să-i mai port? Le-i mai pot purta? Ori să spună o mamă, dar aceeași poveste de la capăt? Și uneori, uzura aceasta este profundă și aproape, aproape că ne pune capăt. Vă dau totuși ca și pozitiv exemplul lui Moise, care în Deuteronom 10 a zis în versetul 10, i-au rămas pe munte, ca și mai înainte 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Dacă cei de lângă tine s-au răzvrătit, dacă ai avut vreo neînțelegere, du-te din nou pe munte la rugăciune, ca și mai înainte. Și Domnul o să te scape și de data aceasta. Domnul care te-a scăpat de ispitele de până acum, dacă ele se repetă, îți vine din nou în ajutor.
Și ori de câte ori ai probleme și se repetă, Dumnezeu niciodată nu uită. Și cum zice, de 6 ori, de 7 ori te va scăpa, sau oricât s-a repetat de mult problemele. Și astfel Moise a rămas credincios până la sfârșit. Am putea să luăm cazul lui Iosif din Geneza 39. Știți ce era dur la Iosif? Nu că l-au vândut toată frații lui, nu că asta nu era dureros, dar că l-a mai trădat odată și cei din casa lui Potifar. Dau că i-a mai fost necredincioși încă o dată și mai marele paharnicilor. Le fac bine la toți și ei nu mă recunosc. Se spune că un beduin mergea călare pe o cămilă și un călător de ocazie și aia mă și pe mine că ne duce pe amândoi. Bun. După câțiva metri, călătorul de ocazie face vânt stăpânului cămilei, aruncă jos și dă bicii la cămile și strigă de acum stăpânul rămas pe jos. Mai nu-mi pare rău de cămilă, că m-am destule. Dar îmi pare rău de binele care m-a împiedicat de acum să-l fac altora. Pe altul nu-l mai ajut. Reziști, dar cât reziști? Și Iosif a rezistat. Și îl pistona și îl chinuia și îl ispitea nevasta lui Potifar și astăzi și mâine. Și la început, poate ca și tânără, ca și fată sau ca băiat, nici nu bagi în seamă ispita. Dar după o săptămână când persistă, deja parcă te atacă de pe o altă poziție. Și totuși Iosif a rămas credincios. Cât s-a repetat de mult? Cred că, mai deschidem și în Psalmul 73, aici din nou vedem tensiunea care apare. Zice Asaf, versul 2. Și totuși era să mi se îndoaie piciorul, totuși erau să mi alunice pași. Când mă uitam cu jin la cei nesocotiși, când vedeam fericirea celor răi și enumeră acele stări repetate de liniște și de fericire aparentă lumească în care ei trăiesc, versul 12. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. Versul 13. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Și era aproape să cadă. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep de zadarnic, că mi-a fost trudă până când a intrat în casa Domnului și a înțeles. Dea Domnul intrarea din acea seară în casa Domnului să fie o înțelegere pentru unii. Să dispară nu numai neînțelegere, să dispară nu numai starea de dezvrătire. Și să vină o nouă capacitate de a ne împotrivi diavolului, oricât s-ar lupta de mult împotriva noastră. Dacă zi după zi ar veni, dacă o viață întreagă se va lupta după noi, să rămânem tari. Amin. Și din Evrei 12 mai citim. Împotriva acestor ispite repetate, trebuie să avem o biruință în timp. Biruința de azi nu te ajută cu nimic mâine. Spune Biblia, neprihănirea unui om în ziua în care va păcătui, nu-i slujește la nimic. Dacă nu reziști în timp, și evreii au trebuit să reziste 40 de ani. Și unii au rezistat. Și chiar asta vrea Dumnezeu, este o încercare de lungă durată. Dar dacă Dumnezeu n-ar socoti-o necesară, ar scurta-o. Dar Dumnezeu știe cât de lungă să fie. Și nu va îngădui nici ca timp, nici ca număr peste puterea noastră. Evrei 12, de la versetul 1. Și noi, fiindcă suntem înconjurați de un om așa de mare de martor, să dăm la orice parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Alergarea și vegherea, cred că sunt lucrurile care dau biruință unui credincios în timp. Să fie tot timpul cu râvnă și tot timpul să fie veghetor. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, versul 3. Uitați-vă, dar culoarea mintei la cel ce a suferit din pricina păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală. Și când apare oboseala? După un efort prelungit, care devine aproape epuizant. Apoi versetul 11, 12. Întăriți dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Versetul 16. Vegheați! Și la toate acestea, Domnul să ne ajute. Și mai adaug un verset din Deuteronom 8 cu 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani. În pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Dacă cineva, de exemplu, are un lemn sau o bară metalică și încearcă să o supune unei forțe de torsiune sau știu eu, de un alt sens, de ce vrea să o încerce? Vrea să o rupă? Nu.
trebuie să vadă la ce rezistă și dacă este bună să o poată folosi. Nu spune Apostolul Petru că suntem încercați dacă trebuie. De aceea, privind de la noi stările acestea ale vieții, ispitele pustiei, se văd ca niște stări neplăcute. Dar priviți-L pe Dumnezeu care deasupra ne asistă, care ne urmărește, care ne controlează, că-și vrea să ne pregătească pentru Canaan. În această seară am vorbit despre neînțelegeri, răzvrătire și ispitele uzurii. Cu voia Domnului, în lecția viitoare ne vom oferi în dreptul ispitelor materiale și apoi în dreptul celor spirituale. Și Domnul să ne scoate biruitor prin toate. Și cum spune Iacov în 1:12, căci după ce vom birui ispita, vom primi cununa vieții. Știți că numai la martir mai le este făgăduită cununa vieții? Pentru că ispita are ca scop moartea. Și când ieșim biruitori asupra ispitei, este ca și cum am fi biruitori asupra morții. Peste toate, Domnul să fie slăvit. Amin.